Simona Radi și Ancuța Bodnar sunt definiția fericirii în poza cu care ne-am trezit într-un final de iulie a acestei veri. Au fiecare câte 22 de ani, au plecat la loturi de canotaj din nordul țării și au adus României singura medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Când antrenorii au venit la școlile lor să facă selecție pentru canotaj, Simona și Ancuța nici nu știau să înoate. Erau în clasa a șaptea și nu văzuseră marea niciodată. De atunci, cel puțin o dată pe an, se întâmplă ca palmele lor să se transforme în rană vie. Bine v-am regăsit! Poza pe care ați văzut-o e cea care ne-a trezit într-o dimineață de iulie pe cei mai mulți dintre noi cu zâmbetul pe buze, unii poate chiar și cu lacrimi în ochi. Am fost gândindu-ne că da, suntem răzbunați. Și cele două eroine care au făcut ca dimineața aceea de iulie să fie mai fericită pentru noi sunt aici cu mine. Știu că e greu de recunoscut. Știu că nu mai seamănă cu poza asta pe care cred că ar trebui să o rămați la un moment dat, nu? Poza asta la care mă refer. Eu am rămas. Ai rămat-o deja. Da, și eu. Ne-ar trebui, nu știu cum, un tată de măsură pentru fericire. Deci erați absolut luminate de bucuria asta că a spart gheața. Toată lumea spera că după voi or să mai urmeze și alte medalii. Stăm să sărbătorim, de fapt, în momentul acesta singurul aur olimpic românesc de la Olimpiada 2020, petrecută în 2021 la Tokyo. Să vă spun întâi felicitări. Mulțumesc. Și după aia să vă zic cu sinceritate că sunt printre cei care chiar m-am trezit fericită în dimineața respectivă. Știu că a mai fost echipajul de băieți, de patru, care săracii nici n-au prea fost menționați în prima parte a zilei, că toată lumea se bucura de faptul că s-a cântat imnul pentru voi. Încet, încet lucrurile se concretizează. Avansul continuă să rămână unul foarte mare. Metrii până la sosire sunt din ce în ce mai puțini. Nimeni nu pare să aibă forța să se apropie măcar de barca tricoloră a Ancuței și Simonei, care, iată, continuă să aibă ștrocul cel mai ridicat. Cum a fost ziua aia de cursă? Știți data exactă? A fost o zi grea, nu putem să uităm. Țin minte că noi aveam finala, trebuia să se dispute pe data de 28. A rămas pe 28, dar pe noi ne anunțase atunci cei care organizau, organizatorii ne-au anunțat că s-ar putea să modifice și să tragem cu o zi mai devreme. Și bine, pe noi nu ne-ar fi deranjat, noi eram fericite că am fi terminat și mai repede decât era prescris, dar a rămas să tragem pe 28, am tras atunci. Ziua a început cu emoții, cu nervi, a fost o zi specială, adică nu putem să uităm. Se mai pune problema la nivelul unui sportiv antrenat pentru olimpiadă să fie o problemă că se modifică o zi? Nu, noi suntem obișnuiți să ne adaptăm în funcție de situație. La Tokyo s-au schimbat cursele din cauza unui taifun care era anunțat, dar și-a schimbat direcția. Care s-a dovedit o ploaie de vară până la urmă. Da, cu vânt. Vânt a fost. Vă rog, pentru cei care se uită acum la televizor și văd două fete foarte frumoase, să vă prezentați în 30 de secunde. Numele meu este Simona Radiș, sunt o canotoare, am câștigat aurul olimpic anul acesta alături de Ancuța, colega mea de barcă, aici prezentă. Sunt o fată foarte caldă, deschisă, îmi place să comunic mult și să leg prietenii. Deși viața mea este ocupată de sport în mare parte, îmi place să fac și multe activități normale, de oameni normali, să merg, să mă plimb, să vizitez locuri noi și să admir frumusețile pe care mi le oferă natura, cât și mâna omului. Ce a mai rămas de spus, Ancuța? Mă numesc Bodnar Nicoleta Ancuța, sunt din Vatra Moldoviței, județul Suceava. Am 22 de ani, imediat 23. Sunt o canotoare la fel ca Simona, colega mea de barcă. Am făcut echipă la Jocurile Olimpice de la Tokyo și la celelalte concursuri internaționale. Și în paralel sunt masterandă la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Craiova. În timpul liber îmi place să ies cu prietenii în oraș, să merg în excursii, iar când avem posibilitatea să merg acasă să îmi văd familia. Aveți așa o normalitate și așa o bucurie de a comunica, încât aș zice că și din punctul ăsta de vedere ați luat niște medalii. Sunteți foarte relaxate, adică nu pare că e stresant pentru voi să fiți față în față cu o cameră de luat vederi. Poate că parați bine, poate că asta face parte din antrenamentul vostru de campioane, dar e frumos să vezi oamenii
atât de tineri și atât de performanți într-un domeniu cum e sportul, că sunt și foarte frumoși când îi filmează cineva. Știi, de aia am întrebat dacă mai e ceva de spus, pentru că, de fapt, voi păreți două jumătăți ale unui întreg. Ce știe mai puțin de lume este că, de fapt, voi puteți fi și una împotriva celelalte. Sunteți la cluburi diferite? Nu chiar una împotriva celelalte. Într-adevăr, sunt naționalele unde concurăm una împotriva celelalte, dar... Să spunem că una dintre ele e la Dinamo, alta la Steaua. Eu sunt la Steaua și Ancuța este la Dinamo. În anii trecuți chiar eram puse de antrenori să ne și batem în aceleași probe, adică mergeam la start și eu eram pe un culoar, Ancuța lângă mine și spuneam cel mai bun să câștige. Dar nu a existat niciodată o ură sau dorința aia, mamă, trebuie să o bat neapărat sau... Nu, era în ziua asta, cine se simte cel mai bine și e mai bine pregătit va câștiga. Știai că e foarte bună? Bineînțeles, bineînțeles. Sunteți de o vârstă, adică cred că sunteți cam aceeași generație. Ați venit în același timp la, în canotaj? Eu am venit în 2012. Și am început sportul. Un an mai târziu. Îmi spuneți că ați început în 2012, erați destul de mici. Da. Îți amintești când... Da. Ce zi era din săptămână? Era pe data de 21 mai în 2012. Chiar ții minte data? Țin minte, fiindcă era sărbătoare, Sfinții Împărați Constantin și Elena și era, din punctul ăsta de vedere, eu zic că nu a fost întâmplător. Și sărbătoare, și să fiu selecționată. Era la tine acasă, acolo, la Moldovița? În Vatra Moldoviței, eram Moldovița. În parcul școlii, când doamna Mariana Maliș, de la Clubul Sportiv Școlar Oșova, a venit în selecție. Și m-a văzut în parc și a pus pe un băiat să mă cheme la ea. Ea nu mi-a spus nimic decât hai să mergem la director. M-am panicat și am zis apoi să merg, să văd ce se întâmplă. Și acolo a început să spună despre canotaj. Bineînțeles, mi s-a părut ceva ou în acel moment. Știai ce e? Știai? Nu, nu știam absolut nimic. Plus știai de Elisabeta Lipă să zic că era din zonă? Nu, deci nu auzisem nimic. Și era și Orșova foarte departe de casă. Era în clasa? 7-a, în al doilea semestru. Și părinții nu prea au fost de acord la început, doar tata a zis că să merg, apoi să nu vin să-i spun că dacă mă lăsa, poate ajungeam și eu undeva. Orșova nefiind așa chiar pe lângă Vatra Moldoviței, e nu, cam la 900 km. 900. La tine tot așa a fost o întâmplare care ți-a schimbat complet viața. Avrămeniu, să zicem, pentru ce nu știe, e undeva în capătul țării, undeva într-un nord-est foarte radical. Așa. Da. Am pățit la fel ca Ancuța și eu am fost selecționată de către antrenorul Bulie George, dumnealui este de la Clubul Sportiv Botoșani. Pe atunci selecta... Măcar era din județ. Da, era din județ, da. Într-adevăr. Dar nu m-a luat să mă țină în județ, adică tot departe am plecat și eu. Nu știam nici eu despre canotaj, știam doar despre doamna Elisabeta Lipă, că este un mare sportiv și avea rezultate extraordinare. Vezi ce înseamnă să ai pe cineva chiar din județul tău? Dar dumnealui... mi-a povestit exact cu ce se mănâncă, ce se întâmplă și mi-a spus câte oportunități vin odată cu viața sportivă. Eu pe atunci, sincer vă spun, nu cochetam cu sportul, nu îmi plăcea să fac educație fizică, făceam la școală că trebuia să o fac și cam atât. Dar m-a atras ideea asta de a pleca de acasă, de a încerca ceva nou, de a cunoaște mulți oameni noi. Și atunci le-am spus alor mei despre această întâlnire cu domnul antrenor, le-am povestit despre ce este vorba și le-am spus că îmi doresc să merg să văd cum este. Bineînțeles, părinții cunoscându-mă au spus că nu este de tine, fiindcă este foarte greu. Tu ești mai mult cu cartea, nu cu munca. Și le-am spus că da, aveți dreptate, dar simt eu înăuntrul meu că trebuie să merg să văd despre ce este vorba acolo. Și m-au lăsat pentru că, deși nu a fost că nu au vrut să mă lase de la început, doar că au încercat să mă facă să fiu sigură că îmi doresc să merg. Mai ai frați, surori? Am o soră mai mare. Ea nu cochetează cu sportul, este căsătorită și stă în zona Timișoarei. Adică ai luat-o în serios de la început, apropo de performanță, care nu e vreo glumă, adică înseamnă timp și viață. La început am fost să văd cum este. Am plecat pe 1 octombrie la Snagov, pentru că acolo s-a strâns oarecum lotul. Și acolo am cunoscut oamenii. La început a fost joacă, frumos, exerciții, ușoare, mi-a plăcut. Nu știam, am învățat apoi. Erau acolo și colegi mai mari care deja aveau medalii și ei povesteau cum este și cum au ajuns acolo cu greu și mă gândeam, mamă, cum ar fi să iau și eu medalii din aia. Și treptat mi-am dat seama că mie chiar îmi place canotajul ăsta la prima ieșire pe apă, pentru că atunci descoperi cu adevărat ce înseamnă canotaj. Mi-a plăcut foarte mult de la început și în gândul meu deja, în mintea mea, s-a înfiripat acel gând că
doresc și eu să câștig și să fiu De la început ai avut asta? Bineînțeles, dar nu mă gândeam la Jocurile Olimpice, fiindcă am luat fiecare competiție treptată. Mai întâi la naționale, unde am început să le câștig și am avut o evoluție foarte rapidă când eram începătoare. Timpii erau din ce în ce mai buni în barca de simplu și asta m-a propulsat destul de rapid în top, să zic, la vârsta respectivă. Iar mai apoi, în 2015, am fost la primul campionat internațional în barca de patru vâsle, alături de Ancuța. A fost una dintre colegele de atunci. Nu știai pe Ancuța? Nu, abia atunci ne cunoscusem. Ea se antrena la Orșova și eu la Sânagov. Deci și era greu să nu aveam cum să ne cunoaștem, dar ne-am cunoscut atunci și am făcut o echipă foarte bună. După aceea, în următorii ani, ea s-a antrenat în alte bărci, eu în alte bărci. Ne-am întâlnit, de fapt, ne-am întâlnit în 2016, dar a fost mai scurt drumul nostru atunci. Am încercat să facem barca de dublu vâsle feminin la junioare, eu și Ancuța. Deci noi ne-am mai întâlnit în trecut, doar că lucrurile atunci nu au decurs așa cum ne-am fi dorit și nu am reușit să luăm o medalie la campionatul european de juniori. Ne calificasem doar pe locul 4. După acest rezultat, care nu era neapărat rău, dar ne-am fi dorit mai mult, drumurile s-au despărțit. Părea că nu funcționează tandemul ăsta. Exact, da. S-au căutat alte soluții. Așa e, cred că surprinzător a fost că în 2019, când în urma unei selecții, când ni s-a spus că noi vom urca în barca de dublu, cred că undeva acolo încă exista acel gând că da, lucrurile nu merg bine între noi, noi nu ne potrivim. Și totuși nu am lăsat acest gând să ne afecteze. Dimpotrivă, am urcat în barca de dublu vâsle astăzi și mâine, cum ar veni, următoarea zi, am tras o pistă de control și am scos un timp extraordinar. Adică mergea foarte bine. Să spunem pentru cine nu știe că victoria voastră categorică de la Tokyo a adus și un record olimpic, ceea ce oricine știe nu e ușor de scos, adică în emoția aia și în tensiunea aia de competiție olimpică, probabil că cel mai tare îți dorești să îi înfrângi pe ceilalți, nu să faci recorduri. Exact. De aia rezistă atât de mult recordurile olimpice, pentru că sunt foarte greu de bifat. Este proba lor. Au arătat că sunt de departe cele mai bune la dublu vâsle feminin în toate cursele de aici și au condus din cap în coadă, nicio clipă nu a putut pune cineva la îndoială aurul lor olimpic. Care a fost momentul în care chiar v-ați gândit că o să faceți echipă pe termen lung? Din timpul antrenamentelor, odată ce am urcat în barca de dublu, noi ne-am concentrat și ne-am focusat pe ceea ce aveam de făcut în așa fel încât barca să meargă cât mai bine. În timp ce ne antrenăm acasă, avem timp și avem procente față de recordul mondial. Acasă sau în cantonament? În cantonament. Adică acasă, nu în competiție, da. Da. Da, nu în competiție, exact. Iar cu primul campionat european la care am participat la seniori, am ocupat locul al doilea, după Germania. Bineînțeles că noi voiam aurul și am rămas pregătite și ne doream ca la următoarea competiție să învingem Germania. La următoarea cupă mondială care a fost, noi am câștigat. Probabil acela a fost declicul și în țară și peste tot că noi chiar putem fi o echipă de valoare. Da. Fiindcă a fost aur. Lumea, dacă vede aur, este foarte bine. Păi vedem și noi aur, că e aici pe masă, adică pare la îndemână. Dar e atât de prețios și atât de rar în ultima vreme pentru sportul românesc încât probabil că e cel mai strălucitor aur pe care l-a avut România la Olimpiadă, pentru că nu are competiție, pentru că e unicul. Da, așa este. Voiam să mai adaug că momentul nostru care ne-a propulsat la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost la campionatul mondial de la Linz, unde noi aveam 20 de ani, era primul nostru campionat mondial de seniori și la care urma ca 11 bărci din 20 și ceva să se califice direct la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În finala de la Linz, noi am plecat, cred că pe poziția a 5-a sau a 6-a și la ultimul 500 eram tot așa. Am reușit într-un 300 de metri să ajungem pe poziția a 2-a. Devenim vicecampioane mondiale. Acel a fost momentul nostru cel mai bun până la Jocurile Olimpice de la deci după aia n-ați mai avut, a venit și pandemia. Am avut campionate europene, dar nu am mai avut mondiale. Acela a fost campionat mondial și a fost și cu calificare directă către Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cum a fost vestea că se amână Olimpiada? E clar că
orice pregătire, orice ciclu din ăsta olimpic înseamnă un plan, înseamnă o strategie, se merge într-un anumit ritm ca să fie în forma maximă pentru olimpiadă. M-am gândit de multe ori la faptul că sunt sportivi care au ieșit din carieră, care au depășit vârsta. Bine, voi erați foarte tinere, dar așteptarea asta nu înseamnă o curbă de performanță până la urmă? Ați stat o parte din anul de pregătire, știu că ați stat acasă pentru că s-a închis baza? Da, dar ne-am pregătit conform programului. Noi ne antrenăm exact ca pe apă, cu același program, aceleași intensități. Cum? Deci nu a fost nimic diferit. Fiecare acasă la ea? Da. Da, pe acele simulatoare, singuri. Avea fiecare acasă? Da. Și bicicletă luată. Și bicicletă. Ne-am improvizat și o mini sală de forță. Noi nu știam în acel moment dacă vom mai concura sau nu în acel an. Vestea că s-au anulat Jocurile Olimpice a fost foarte tristă și pe noi sigur ne-a afectat, chiar dacă nu am arătat asta, fiindcă noi ne antrenasem cu motoarele turate la maxim până în acel moment. Și este greu ca cineva să-ți ia obiectivul din fața ochilor. E ca și cum rămâi și nu mai știi ce se întâmplă. Fix așa eram și noi. Și totuși, deși eram în situația aceea, noi ne-am antrenat acasă în continuare ca și cum Jocurile ar fi fost acolo. Pentru că nu am fi putut să oprim toate antrenamentele, să mergem acasă și să stăm și apoi să avem pretenția ca următorul an să concurăm și să facem treabă bună. Și atunci am plecat toți acasă cu bagajul plin de aparate și ce aveam nevoie pentru a ne antrena. Și ne-am antrenat ca și cum am fi fost împreună la Snagov. Acasă pentru tine fiind unde? Acasă pentru mine este la Botoșani, în Avrămeni. Dar în acea perioadă nu am fost acolo, fiindcă mi era frică să iau contact cu ai mei sau să risc să vină cineva la noi și atunci să ia contact cu mine. Și atunci am stat izolată într-un apartament unde mi-am făcut treaba cum am știut mai bine. A fost totuși o perioadă de neștiută, necunoscută, nu știam nimic, virusul își făcea de cap, cred că a existat teamă peste tot, chiar și din partea noastră, și atunci am preferat să păstrez această siguranță. Dar a fost foarte greu. Foarte greu să lupți cu propriul gând de a renunța și de a nu merge mai departe. Singurul lucru care m-a motivat a fost faptul că, bine, nu mergem la Jocurile Olimpice acum, poate vom merge la anul. Și dacă nu vom merge la anul, este necesar ca noi să creștem, fiindcă suntem tinere, și atunci la anul viitor să fim mult mai bune. Tu unde ai plecat? La Vatra Moldoviței. Ai plecat chiar acasă? Da, eu acasă, ca să m-am antrenat. Și fratele meu face canotaj și el era tot acasă în acea perioadă și ne antrenam odată. Face canotaj în urma da, are experienței 3 ani. Tale? Ah, are 3 ani de sport. Chiar acum este plecat la Balcaniad. E mai mic? Da, este la junior încă. Deci erați fiecare în camera lui, cu simulatorul lui, da. Muncind online cu antrenorul de la lotul fiecăruia, da. Exact. Da. Undeva psihologic, probabil că existau momentele în care te gândeai că e munca în zadar. Apăreau gânduri din astea și fiind antrenamentele și mai grele, chiar și în timpul antrenamentelor, trăgeam o bucată și apoi spuneam a doua că nu mai fac și apoi totuși hai că o fac și pe asta. Nu-mi plăcea să trimit antrenamentul necomplet sau... Știe toată lumea că s-a povestit mult de faptul că durează enorm cantonamentul de la canotaj, că înseamnă 11 luni dintr-un an întreg, că palmele canotoarelor sunt pline de bătături. Așa sunt? Apropo. Ele... Nu sunt chiar așa. Nu, sunt câteva, sunt un pic, dar parcă nu tare. Nu acum este rău. E mai rău când începe sezonul de vâslit după o pauză. Fiindcă atunci facem brâni și alea sunt mai dureroase, la un moment dat abia mai ținem mânerele în mână. Nu se poate încerca și cu mănuși? Nu există și... Nu, există această variantă, fiindcă pierdem contactul cu simțul apei și nu este specific. În canotaj, deci super la început, dar după este bine. Da, doar cât dăm cu cremă și cam atât. 41 de lovituri. Sunt formidabile aceste două fete care se apropie vâslă cu vâslă de aurul olimpic în această probă. Este, putem spune deja fără teama de a greși, o victorie obținută de o manieră categorică. Avans de peste 2 bărci în fața tuturor celorlalte echipaje care participă în această finală a probei feminine de dublu vâsle. Puteți avea probabil orice carieră v-ați fi pus în cap.
Nu era ca și cum sportul e ultima soluție. Sportul la voi a fost, de fapt, prima alegere. Adică v-a câștigat destul de repede. Cred că sportul nu ar trebui să fie niciodată ultima alegere. Ce frumos! Este important să faci sport, că e el de performanță sau nu. Multă lume crede că dacă faci sport, nu te prea duce capul sau nu poți să faci altceva. Nu, e total greșit. Canotajul e un sport academic, îl fac doar oamenii care au cap. Nu-l poate face oricine. Percepția asta trebuie schimbată. Să vină oamenii către sport, pentru că așa cum se merge către artă, muzică sau inginerie sau orice altceva, trebuie să se vină și către sport. Da, voi sunteți cel mai bun magnet. Adică când vezi doi oameni ca voi, chiar te gândești că, wow, treaba asta cu sportul și cu canotajul în mod special, poate chiar e pentru aleși. Puteai liniștită să stai cu ai tăi acolo în frumoasa Bucovină, să devii profesor sau ce... Când eram mică, visam să mă fac actriță sau avocat. Uite, cum spun, adică existau cariere care sunt mult mai strălucitoare și poate cu astfel de muncă. Nu zic că nu cu la fel de multă muncă, orice treabă o faci bine. Da, dar nu îmi pare rău. Nu-ți pare rău? Că am mers pe acest drum, nu. Când au înțeles părinții tăi că ai făcut o alegere care îți va folosi? Adică unde simți că au suferit mai puțin că ești departe de casă? Care a fost momentul? Ei au cam suferit mult. Mult după mine, cel puțin la nivelul junioratului. Vorbeați la telefon? Aveați vreme? Aveați chef să faceți asta zilnic? Să-i sunați acasă? În mare parte, da. În fiecare zi, seara. Pe atunci, la Snagov se luau telefoanele seara și se dădea tot seara. Adică nu... Îl primeam undeva la ora 7-8 seara și îl dădeam la ora 10. Atât adică, aveați voie, câteva ore cu telefonul. Da, un lucru care eu consider că a ajutat atunci, pentru că era importantă școala, trebuia să învățăm, să ne concentrăm pe ce e mai important și nu pe tehnologie. În acele două ore cât aveam noi, sunam acasă, vedeam și ce se întâmplă pe Facebook, pe internet, aveam timp să ne și jucăm. Dar ei oricum ne simt lipsa și ne-au simțit-o și o să o simtă în continuare pentru că sunt părinți. Și nu, când le pleacă copilul de acasă, e ca și cum le se rupe o bucată din ei și pleacă. Îi simți lipsa mereu. Ați vorbit la câtă vreme după ce ați câștigat cursa acasă? Bine, s-a întâmplat noaptea, în România cred că era 2-3 dimineața. Da, dar ei n-au mai dormit. Da, n-au cine dormit crezi toată că a mai dormit după ce a văzut cursa aia? Nici înainte, nici după. Cred că după 2-3 ore am sunat, fiindcă am avut premierea, apoi cu presa și apoi dopingul, care nu, da. Nu am scăpat de el și abia apoi am sunat. Am sunat pe un grup ca să vorbesc cu toți, să nu iau, să sun pe mama sau pe tata, primă sau pe bunica, nu, unde pe toți. Unde s-a văzut cursa? Împreună, acasă, în sufrageria cuiva da, sau fiecare la casa lui? Acasă la mine, dar doar acasă gen mama, tata, bunica era pe atunci la Cluj, deci au fost doar ei. Stai tu seama ce a fost în sufletelul lor. Bine, acum cursa, sincer, a fost destul de relaxantă pentru noi publicul, că voi ați condus de la început până la sfârșit. Nu mi-amintesc decât că se spunea că faceți în fiecare secundă 5 metri, 5 metri pe secundă, ceea ce mi se părea, zic cum am clipit și ele merg 5 metri, adică cât poate să le ducă apa aia, cât de... Și aveați un ritm extraordinar, deci era o bucurie să vă urmărească cineva. Într-adevăr... A fost mai bine din ca orice antrenament, cred. Din afară, cred că s-a văzut destul de relaxată cursa, dar noi acolo eram foarte concentrate și... Vă uitați la Olanda, la Noua Zeelandă, adică urmăreați ce făceau? Doar cu coada ochiului, pentru că dacă întorci capul, e posibil să-ți ieși din ritm și să nu mai fii atent la ce ai de făcut. Noi am fost conștiente că am plecat în fața lor și că suntem în față, dar nu ne mulțumim cu asta, fiindcă cursa având 2000 de metri, să se întâmple ceva până la linia de sosire și atunci trebuie să rămânem concentrate și atente pe ce avem de făcut. Suntem deja la ultimul punct de control intermediar, cel de la 1500 de metri și avansul fetelor noastre este formidabil. Neozeelandezele sunt singurele care încearcă să mai salveze aparențele concurenței, să țină aproape. În mod normal ne putem gândi deja la aurul olimpic, sigur ne puteam gândi încă de la start, având în vedere prestațiile formidabile ale Ancuței și Simonei la această ediție a jocurilor, în această probă de dublu vâsle. Ne-am dus într-adevăr mult, dar noi am tras de n-am mai știut de noi. Când am terminat, era negru în fața ochilor, ne uitam și noi, Doamne, am câștigat, nu venea să credem, eram foarte fericite. Era ceva ce mulțumesc, Doamne. Da, da, așa este. Am reușit!
Suntem extrem de fericite, nu avem cuvinte. Am avut încredere în noi și ne-am dorit extraordinar de mult această medalie. Am avut mulți susținători acasă și își doreau atât de mult și ei pentru noi să reușim și oarecum ne-au dat putere. Ce oră era în Japonia? 9 și 18. Dimineață. Da, când am început cursa. Și voi erați treze de la cât? Bine, nu știu dacă ați dormit noaptea aia. Am dormit. Trebuie să fim odihnite pentru a doua zi. Trebuie, la 6 jumate. Diferența între a trebui și a putea e foarte mare. Adică există un proces din ăsta psihologic, e clar, prin care ați trecut. Cum vi s-a educat comportamentul ăsta de mare sportiv? Să dormi înainte de cursă? Cum dormim și în bază, în țară, când suntem în cantonament, obligatoriu, în fiecare seară. Da. Cred că ține de fiecare. Pentru că dacă eu sunt conștientă că am nevoie de atâtea ore de somn, că îmi place, că nu-mi place, că uneori poate mă gândesc că aș vrea să stau și eu până mai târziu, să mă mai uit la un serial, dar exact. Atunci mă gândesc că stai puțin, eu nu sunt un copil oarecare, un om oarecare, eu fac sport de performanță și asta cere sacrificii. Dacă mie mi se face somn la ora 9:30, eu la 9:30 mă pun în pat și dorm. Dacă într-o zi mă ia somnul abia la 11, la ora 11 dorm, dar nu am stat niciodată mai mult decât am simțit. Fiindcă lucrurile astea se adună puțin câte puțin. Oboseala aia rămâne acolo în organism, chiar dacă nu conștientizăm pe moment și aș suferi mai târziu. Cred că e vorba de maturitatea asta, de a ști ce trebuie pentru a atinge acel punct. Eu sunt, mi se întâmplă destul de rar, dar mă lăsați fără replică, de aveți totul atât de bine setat, ca și cum ați recitat dintr-un manual, dar o faceți cu naturalețe și cu o dezinvoltură care e clar că nu vine din ceva ce vi s-a predat, e ceva ce trăiți, ce exact. Faceți natural. Adică asta o faceți cu un psiholog, cu antrenorul, de unde crește această conștiință de mare sportiv? Eu zic că ține doar de noi și de personalitatea noastră și de ceea ce vrem să fim noi. În viață. Vrem să fim campioni sau vrem să fim doar sportivi amatori? Și da, avem psiholog la lot. Ne ajută foarte mult pe partea de oboseală, când ni se acumulează foarte mult. Ce dăm psihic? Chiar și în pregătirea de Jocurile Olimpice am avut multe momente în care am cedat. Efectiv, am zis că plec acasă, gata, nu. Cum câte ore pe zi Simona? Vă antrenați? Adică pe ultima sută de metri, să zicem, înainte de olimpiadă, ce înseamnă o zi de pregătire? La Snagov? Dimineața aveam înviorare, fiindcă prindem apă mai bună și ne este mai bine. Înviorarea tot pe apă? Da. Antrenamentul constă în kilometri pe apă. Kilometri pe apă? Kilometri, 24 cam dimineața. Când aveam intensități, volumul era mai mic. Dar intensitatea mai mare. Intensitatea mai mare, exact. Iar după amiază aveam bicicletă, cam o oră. Asta depinde de program. O zi avem bicicletă și forță, o zi ieșim iar pe apă, e în funcție de program. Dar dacă ar fi să spunem, cred că un număr de ore, cred că ar fi vreo 6. Da, de antrenament 6 ore zilnic. De antrenament zilnic, dacă nu mai mult. O odihnă la prânz? Da. Da. Cu un anumit regim alimentar, calculat, special? Nu avem un regim strict sau o cantitate fixă pe care noi trebuie să o respectăm. Avem o libertate destul de mare, dar asta vine totodată cu responsabilitatea noastră. Fiindcă dacă n-am fi responsabili, am mâncat foarte mult și foarte rău. Dar știind că nu totul ne face bine, alegem din ceea ce ni se dă și știm cât să ne punem în farfurie. Că mai facem excesie uneori sau că desfac o ciocolată cu Anca și în câteva minute o mâncăm pe toată. Se mai întâmplă, pentru că e normal, dar nu facem abuz, nu o facem în fiecare zi sau... Sunteți și genul ăla de prietene care vă împărtășiți secrete, care plângeți una pe umărul celeilalte? Nu ni s-a întâmplat asta să plângem, să dramatizăm. Nu vă lamentați deloc, nu obosiți, nu vă enervați? Da, da, e normal. E normal să pățim și noi asta. De câte ori am spus Ancuței că plec acasă sau mă enervam și începeam să... fac pe apă urât, că nu merge, că nu e bine. Că... Și ea, săracă, nu spunea nimic și avea și momente în care nu mai putea și spunea că nu mai pot, că plec. Dar trebuie să ne înțelegem că e normal. Noi... Și nu exista supărarea aia. Dacă era, cel mai rău, cred că ne-am supărat și n-am mai vorbit în barcă, n-am vorbit pe mal 5-10 minute și după n-am mai avut nimic. Adică... Aha, deci există și drame din astea care se consumă în barcă. Apropo de asta, în timpul unei curse, vorbiți între voi?
nu vorbim. Filmările nu vă arată vorbim. Fiindcă e efortul foarte mare, dar mai sunt momente în care mai spun eu câte un cuvânt de încurajare. Un hai sau un și sau calm. Lucruri care ar ajuta în acel moment echipa să, și barca să alunece. Dar ritmul ăla impecabil pe care îl vedem noi din, de pe mal, cum ar fi, ăla se dobândește în exercițiu, vine din anii, uite, dacă fiecare stă acasă la ea și se antrenează. Cum totuși tandemul e atât de bun când sunteți împreună? Barca cere un ritm ca să meargă rapid. Simona este foarte talentată și duce foarte bine ritmul bărcii. Mie nu-mi rămâne decât să o copii și să fiu cu ea. Simona e prima în barcă. Da, ea este ștrocul. Ce-mi povestiți voi sună cam așa, atâta vreme cât lucrurile astea se întâmplă în fiecare zi, stau și mă gândesc cum rezistați în luna în care faceți pauză. Dacă nu vă lipsește antrenamentul, uite acum, de exemplu. Mie nu mi-a lipsit, sincer. Nu? Eu am luni de pauză și nu mi-a lipsit. Eu încă n-am început vacanța, abia aștept să văd. Nu știu dacă o să-mi lipsească, pentru că au fost 2 ani foarte grei. Au fost 2 ani în care pregătirea noastră a fost una specifică pentru Jocurile Olimpice. Adică mai greu de atât nu se poate, dar am reușit totuși să ducem acești 2 ani și fiind atât de grei, acum organismul efectiv cedează. Trebuie să luăm pauza aia obligatorie în care să stăm, să ne relaxăm, să uităm de canotaj, să încercăm pe parte psihică, să ne concentrăm pe total alte lucruri. Doamne, e incredibil, nu am cuvinte, încă nu mi-am revenit. E uimitor, așa ceva nu am simțit până acum. Am avut încredere maximă în noi că putem și am reușit să aducem aur pentru România și să devenim campioane olimpice. Nu eram sigure, am văzut pe ceasul nostru, dar am zis că așteptăm să ni se confirme. Încă un motiv de bucurie. Cred că este important ca totuși acum, după ce am adus concursul acest rezultat, să acceptăm și cererile de a ieși în față și de a vorbi despre cele întâmplate, fiindcă dacă nu vorbim acum, când să vorbim? Plus că am observat că atât mie cât și Ancuței ne place să vorbim despre ceea ce ni s-a petrecut, despre trăirile noastre și gândurile, simțirile, tot ce ține de perioada care a trecut. Emisiunea asta se numește Rețeaua de Idoli, nu pentru că vrem neapărat să punem pe cineva pe un piedestal din ăsta mistic, da? Dar pentru că pur și simplu am încercat un contrapunct la tot felul de idol de carton pe care societatea în secolul în care suntem îi creează. Simțiți cumva așa că s-a schimbat viața voastră? Adică idol sigur nu vă identifică oamenii pe stradă, nu sunteți aceleași fete din barcă, sunteți și prea frumoase și prea relaxate și n-aveți cum să fiți sportivele alea, deși și acolo erați foarte frumoase. Și la Tokyo. Arătați superb în dimineața respectivă. Vă stătea bine cu floarea soarelui? Era adevărată sau nu? Florile alea din buchetele? Sunt adevărate. Erau adevărate. Au fost, da. Ați venit cu ele acasă? Uscate, am încercat așa? Să ajung cu ele acasă, dar s-au făcut atât de urâte pe drum încât am zis că le car degeaba. Hai că le arunc, aia e. Și le aruncasem, le lăsasem în aeroport. Eu am încercat. Dacă ele chiar nu și-au dorit, am plecat doar cu acea jucărie care ținea buchetul. Simțiți că ați devenit importante, că sunteți celebre, măcar în lumea care oricum vă știa din proximitatea voastră? Da, viața după Jocurile Olimpice s-a schimbat într-un mod foarte frumos pentru noi. La mine, în Bucovina, lumea mă recunoaște. Probabil că sunt singura sau că toată lumea a țintit spre mine, dar unii chiar au curaj să vină să spună, te rog frumos, hai să facem o fotografie, și unii doar i-au și obțin, e campioană olimpică, ai văzut-o? Știi că era o glumă care a circulat pe internet după jocuri în care glumea cineva și spunea că medaliile olimpice nu au fost luate de românci, au fost luate de suceveni. Și Botoșani. Și toată lumea a spus, și Botoșani, pentru că era Simona de acolo, că și băieții sunt toți, cred că, din Suceava, da. Nu? Păi noi suntem recunoscute în județele noastre. E mai greu, de exemplu, în București. În București, să zicem, nu ne recunoaște lumea. Așa e București ăsta, mai puțin atent. Dar la noi, atent, cu siguranță, da. Acasă la noi suntem recunoscute. Ce ar fi? Uite, sunteți în postura de a cere orice. Și există acest peștișor de aur public, să zicem, da? Care ar trebui să vă împlinească orice dorință. Ce ar fi de bifat? Ce v-ați dori?
Pentru noi? Pentru viața voastră, pentru oricine. Noi ne dorim sănătate, dar dacă ar fi să vorbim despre ce ni se poate oferi, cred că avem nevoie de susținere din afară. Avem nevoie, nu știu, să vină sponsori, colaborări către noi, pentru că, deși federația are sponsorii ei, este nevoie și pentru noi, ca persoane fizice, să fim susținute. Este greu să faci sport și să ai tot ce ai nevoie, să ai la mână, să te ajute în drumul către performanță. Și atunci, deși federația ne susține și avem oameni alături, mereu este necesar să vină mai mulți. Pentru că așa e sportul. Evoluează și e nevoie din ce în ce mai mult să fie susținut. Cred că asta ne-ar lipsi nou în momentul actual, că în rest noi suntem sănătoase, mulțumim lui Dumnezeu și dornice de muncă. Cred că asta este foarte important, că atât eu cât și Ancuța ne dorim foarte mult să muncim și să ne demonstrăm noua și adversarelor noastre că noi o să fim pe locul 1 și că acolo e locul nostru. Și în rest, cred că mare le avem pe toate. Asta e o mânușă aruncată, deci să nu se gândească că vă opriți, da? Că v-ați mulțumit cu aurul ăsta. Niciodată. Ne dorim și la Paris. Dacă să repetăm. Dacă ne-am mulțumit doar cu ăsta, la următorul concurs, cred că ne-am luat bătaie și nu vrem. Tu ce viseai, Ancuța? Ce ți-ai dori? Eu cred că ne lipsește în momentul acesta și o pistă omologată. În acest moment, în România, nu există așa ceva. Chiar îmi spunea fratele meu că când a ajuns la un concurs internațional a rămas uimit. Câte culoare erau, nu știau cum se circulă, fiindcă la Oșova există doar 2 și la Snagov 4. Ar trebui să avem cam 8 culoare. Ducem lipsă din punctul ăsta de vedere. Acesta este și motivul pentru care România nu poate organiza o competiție internațională, fiindcă nu avem unde. Și sunt convinsă că resurse ar exista și dacă se dorește se poate face orice. Bine, eu aș spune, având în vedere că sunteți totuși niște oameni foarte tineri și care v-ați dedicat jumătate din viața acestei performanțe, faptul că, apropo de sponsori, că premiile pe care le primește un sportiv canotor n-au nicio legătură nici cu fotbalul, nici cu tenisul. Presupun că, da, au existat niște premii, mai ales că n-au fost de împărțit la multă lume, dar asta se întâmplă odată la 4 ani. Așa este. S-a scris peste tot. Cred că primele știri a fost cât câștigă Simona Radi și Ancuța Bodnar pentru aurul olimpic. Bine, e normal să apară și știrile astea, dar nu e ca și cum ni se dau aceste premii pentru că am stat acasă sau pentru că am fost acolo și am privit și am plecat. Nu. Am muncit o grămadă de ani pentru acel rezultat, doar că multă lume nu conștientizează asta. Și Olimpiada e din 4 în 4 ani. Adică e ceva destul de rar. Eu când văd medalele astea cum arată, par așa niște bucăți de metal. Sunt de aur sau ele sunt? Nu, cred că sunt doar poleite, sunt, nu? Sunt făcute din telefoane reciclate. Da, aceasta este materia de bază folosită la crearea ei. Așa a fost anul ăsta? Da. Așa. Din câte am înțeles, ar putea să aibă un procent minuscul și de aur în ea, dar nu știu unde e, că exteriorul, dacă ne uităm, a început să mai sară puțin. Am înțeles că au fost deja sportivi care au făcut plângeri, că nu sunt foarte calitative, dar cred că contează mai mult de titlul asta ar conta. Și, exact, nu bucata de metal, ci ce reprezintă ea de fapt. Unde o să o puneți? Într-o cutie specială? Avem cutii speciale făcute din lemn pentru ele. Așa le-ați primit? Da. Și v-ați obișnuit să mergeți peste tot cu ele ca să vă le simțiți aproape așa, să existe marca înregistrată? Da, deci în ultima perioadă doar cu ele am umblat. Și în mașină și peste tot. Medalia, să nu uităm. Bine, asta e ca și cum aș fi putut să o întâlnesc acum pe Simona și să nu-i văd lănțișorul ăsta cu cercurile olimpice. Mi-amintesc că înainte de plecare ai și povestit că o să duci drapelul cu acest lănțișor la gât. De unde l-ai? L-am primit acum câțiva ani de la prietenul meu, înainte să fiu calificată la Jocurile Olimpice. Și deci mi-a plăcut foarte mult. Luat. Nu a fost pentru luat Tokyo. Pentru că știa că voi merge sau că voi aduce vreun rezultat. Și îl poți mereu? Mereu. Și la antrenamente? Și la antrenament, și în oraș, peste tot, nu-l dau jos. Și a fost luat cu scopul de a mă motiva să ajung acolo, cu scopul de a munci și a nu renunța. Iar în momentele grele e ca o aducere a minte. Pentru ce mă antrenez? Pentru jocuri. Și merg mai departe. Team Romania, Tokyo 2020. 304 medalii în 22 de ediții, debut în 1900.
oficialii care defilează, printre ei Elisabeta Lipă. 6 ediții de jocuri, 5 medalii olimpice de aur. Octavian Morariu, membru CIO, salută delegația României, fetele de la tehnică. Am niște întrebări pentru voi. Te rog să-mi răspundeți pe rând. Nu trebuie să fie lungi răspunsurile, pur și simplu trebuie să existe. Ce alegeți? Să furați startul sau să veniți la sfârșit să luați frișca de pe tort? Acum când e vorba de start la voi, cred că sunteți foarte atente. Da, e cu du-te vino asta. Dacă furăm startul, ne mai cheamă o dată și nu e avantajul nostru. Mai bine a doua variantă. Mai bine cu frișca, mai bine cu frișca, da, și cire așa. Liniște sau zgomot? Liniște. 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 Da. Metal, lemn sau piatră? Piatră. Lemn. De ce? Pentru că e un material care poate fi lucrat în multe feluri și poți obține lucruri extraordinare din el. Are bunica o vorbă, tare ca piatra și uite ca săgeata. Bani sau glorie? Sănătate. Glorie. Acum sau mâine? Acum. Apă, aer sau foc? Apă. Asta e, nu știu ce m-a mai întrebat. Nu trăim fără ea. Exact. Catifea sau stofă? Catifea. Catifea. Modă, arhitectură, film, gastronomie, muzică, dacă ar fi să vă duceți în cu tot o altă zonă decât cea în care e clar că veți rămâne, ce ați fi ales? Mai multe din ce ai citit acolo. Îmi place să gătesc. Îți place să gătești? La nivelul de amatoare, dar îmi place să fiu în bucătărie, să încerc lucruri noi, deși nu e o rețetă. O fac eu, nu contează, să văd ce iese și de multe ori chiar îmi ies lucruri gustoase. Spune-mi ceva care ți-a ieșit. Pentru publicul ăla care citește titluri cu... Vă spun eu, plăcinte cu brânză. Am mâncat eu de... făcute de ea în bază. Nu cu condiții de bucătărie... profesională, exact. Sau în fine, acasă. Da. Plăcinte. Și mai ce? Delicioase. Delicioase. Pui cu ciuperci și smântână, pâine, care pâinea nu iese la multă lume. Exact. Mi iese pâinea. Prăjituri... Raffaello sau albă ca zăpadă. Sau... Care sunt destul de sofisticate. Adică da, adică mă uit la rețetă, văd ce-mi trebuie, torturi am făcut. Îmi place să gătesc orice, de la tocăniță, la friptură. La... E greu să ții ritmul cu fata asta, pe cuvânt. Adică dacă mai și gătește, la cum arată, la cum vorbește, la ce sport face, nu mai zic. Cu ce vii din urmă, Ancuța? Eu când eram mică îmi doream să fiu actriță. Așa. Așa că aș fi ales filmul. Dar acum îmi plac foarte mult concursurile de Miss. Să mă uit la ele, chiar să vorbesc cu unele din fete. Chiar dacă mă întreba cineva, chiar acum 2 ani sau acum 1 an, dacă ți-ai dori așa o carieră, spuneam nu, că am spatele prea mare și nu stau bine. Acum cred că o să mă schimb. Aha. Nu mi se mai pare atât de... A început să vă placă de voi. Da. De partea aceasta noastră feminină, de fapt, pentru că e destul de acoperită de partea sportivă, dar când avem ocazia o scoatem la iveală. Și adevărul este că și eu îmi doream să devin model și am observat recent că îmi place să pozez și să mă îmbrac frumos. Deci cine știe ce rezervă și viitorul și ce facem noi în timpul liber în viitor. Poate totuși vom mai intercala și din afara sportului în viața noastră. Eu cred că orice se va întâmpla cu voi în viitor o să fie bine chipzuit, decis, poate chiar împreună. Și n-aveți cum să dați greș, pentru că nu cred că știți cum e să dai greș. Ceea ce e o lecție frumoasă pentru oricine, e o lecție mai mult decât faină pentru mine, care am stat și v-am privit în ochi. Vă zic acasă, în cazul în care n-ați înțeles sau n-ați simțit asta, că sunt calde, sunt speciale și sunt, ce să zic, de revăzut. Așa încât cred că nu putea începe un sezon de rețeaua de idoli anul ăsta decât cu... idolii de aur, da? Pe care, sau cu fetele de aur pe care le are România și aproape că ar spune că nu le merită. Ce să vă doresc? Un pic de odihnă? Liniște, odihnă și putere de muncă. Și sănătate. Da. Asta e implicită. Să umplem masa cu medalii. Da. Mulțumesc tare mult. Mulțumim și noi. Noi nu vedem rezultatul mai întâi. Am văzut rezultatul abia după ce am trecut linia de sosire. Nu punem înainte ceea ce ar trebui să vină după. Da, dar cursa durează 2000 de metri și nu putem subestima. Se poate întâmpla orice. Din fericire am reușit să ne impunem și
Vom ține minte această cursă. Și iată momentul sosirii, momentul în care consemnăm oficial aur olimpic pentru România! Felicitări fetelor Ancuța, Nicoleta Botnar și Simona Gianina Radiș! Thank you.